Bună ziua, deputatul Eugen Tomac, noul președinte al Partidului Mișcarea Populară, este invitatul celei mai recente ediții a interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule deputat, vă propunem să începem discuția cu cel mai recent eveniment care vă vizează, Congresul Partidului Mișcarea Populară din weekend, în cadrul căreia ați fost ales lider al formațiunii politice. Ce se va schimba odată cu alegerea dumneavoastră în fruntea PMP și care va fi viitorul formațiunii politice fără Traian Băsescu în frunte? În primul rând am avut parte de un congres extraordinar reușit. Spun reușit pentru că a fost o atmosferă plăcută, au participat peste 2600 de delegați din întreaga țară, dar și de peste hotare, precum și un grup important de susținători ai PMP din Republica Moldova. Chiar am simțit că suntem într-un moment de restart pentru partidul nostru. Pe mine m-a onorat această încredere pe care mi-au acordat-o colegii mei să le fiu liderul acestei echipe, pentru că eu sunt în partid de la crearea lui. De 5 ani de zile îmi desfășor activitatea în PMP, majoritatea colegilor mă cunosc foarte bine și, practic, acest moment festiv în care ne-am hotărât să ne consolidăm mesajul politic pe care îl promovează Partidul Mișcarea Populară sau liniile pe care le va duce mai departe, s-a produs într-un mod absolut firesc, pentru că președintele Băsescu a venit în fruntea partidului nostru după ce s-a retras la Palatul Cotroceni, a vrut să ne mobilizeze cât mai bine pentru competițiile pe care le-am avut și practic acum lasă partidul să se dezvolte exact așa cum i-a pus bazele, domnia sa fiind în continuare alături de noi, deci nu se retrage din viața politică sau din Partidul Mișcarea Populară, ci pur și simplu a dorit să transfere toate atribuțiile acestei executive de ce țin de bucătăria de partid către o echipă și acest lucru s-a întâmplat la congresul de sâmbătă și eu sunt încrezător, optimist, convins că avem suficientă energie, oameni de foarte bună calitate care cred în Partidul Mișcarea Populară și sunt convins că împreună cu domnia sa, împreună cu ceilalți colegi din PMP, vom reuși să restartăm partidul și să îi convingem pe oameni că merită să fie alături de noi. Avem structuri bune în toată țara și acest lucru ne face încrezători pentru șansa pe care o avem. Sigur că e foarte mult de muncă și de asta suntem conștienți, tocmai de aceea vom încerca să ne schimbăm un pic modul de acțiune, astfel încât sarcinile fiecăruia să fie atinse cu maxim succes. Care vor fi prioritățile dumneavoastră în perioada imediat următoare, în calitate de lider al PMP? Aici există mai multe planuri pe care trebuie să ne axăm. În mod clar, proiectul principal pe care PMP îl promovează și pe care președintele Traian Băsescu l-a consolidat în spațiul public românesc rămâne cel privind unirea Republicii Moldova cu România. Este un subiect care nu trezea mult interes în urmă cu ceva timp. Astăzi a devenit un subiect de interes major pentru societatea românească, pentru toată viața politică românească. Amintesc că pe 27 martie, la insistențele domnului președinte Băsescu și a Partidului Mișcarea Populară, Parlamentul a adoptat aproape cu unanimitate o declarație prin care România și-a asumat că este pregătită oricând să se unească cu Republica Moldova atunci când și Parlamentul de la Chișinău va dori același lucru. Deci rămâne un subiect important pentru noi. Sigur că există și alte priorități politice interne și vă amintesc că se află în plină desfășurare o campanie pe care Partidul Mișcarea Populară o desfășoară în întreaga țară și unde am strâns sute de mii de semnături deja cu privire la revenirea alegerii primarului în două tururi. Credem că pentru democrația românească, dar și pentru o administrație mult mai eficientă, este nevoie de un restart, dacă vreți, în administrație, prin revenirea
la două tururi. La ora actuală avem primării câștigate în țară cu 7% prezență din numărul total de alegători, 7% voturi. Este extrem de grav pentru o administrație care este practic confiscată de un grup de politicieni care în mod automat, prin resursele pe care le dețin în fruntea unei primării, pot cu ușurință să-și garanteze continuitatea printr-un singur vot. Ori noi credem că revenirea la două scrutine de alegeri ne va oferi șansa de a avea o administrație mult mai eficientă, iar pe primari mult mai responsabile în relația cu cetățenii. Tocmai de aceea credem că și pentru PSD, și pentru PNL, și pentru celelalte partide este bine să revenim la două tururi, pentru că primarii care sunt buni, în mod clar, vor fi realeși, iar cetățenii au această opțiune în turul al doilea să-l voteze pe cel mai bun. Credem cu tărie în acest proiect. Sigur că mai sunt și alte inițiative pe care le vom promova și asupra care vom reveni. Amintesc că suntem singurul partid din România care a încercat să pună în aplicare rezultatul referendumului cu privire la reducerea numărului de parlamentari. Eu am fost în Parlament huiduit cum nu m-am așteptat vreodată atunci când am mers să susțin în plenul Senatului sau Camerei această inițiativă legislativă, prin care am spus un lucru foarte simplu, de bun simț. Nu poți să ceri respect de la cetățeni atât timp cât le ignori voința. 90% din cetățeni au cerut reducerea numărului de parlamentari la 300. Sigur, și desființarea unei camere, dar desființarea uneia dintre camerele Parlamentului țin de modificarea Constituției. În schimb, numărul de parlamentari poate fi micșorat prin lege organică. Eu am propus această inițiativă, am calculat un algoritm foarte clar, niciun partid n-a vrut să susțină. Când ne referim la PSD sau PNL, în egală măsură au respins această inițiativă. Deci sunt lucruri pe care vom insista în următoarea perioadă, pentru că ele reprezintă voința cetățenilor din toate punctele de vedere și avem nevoie de un partid care să insiste pe teme care sunt în acord cu așteptările cetățenilor. Revenind la principala prioritate a Partidului Mișcarea Populară, unirea cu Republica Moldova. Când ar putea fi posibilă această unire? Ca om care cunosc foarte bine realitățile din Republica Moldova, pentru că îl însoțesc destul de des pe președintele Băsescu în Republica Moldova, pentru că este puternic implicat și în viața politică de acolo, a creat un partid nou. Sunt convins că unirea se va întâmpla mult mai rapid decât se așteaptă oricine din partea asta a Prutului. O spun pentru că asta este percepția pe care o am la ora actuală. Republica Moldova este un stat care a eșuat din punct de vedere economic, nu are capacitatea de a trece printr-o reformă care se asigure o predictibilitate din punct de vedere al evoluției economice și faptul că în 2009 și 2010 s-au luat măsuri radicale în ceea ce privește relaxarea procesului de redobândire a cetățeniei române a făcut ca la ora actuală, în 7-8 ani de zile, statul român să acorde în Republica Moldova aproape 1 milion de cetățenii. Faptul că peste 30% din populația Republicii Moldova la ora actuală este deja cetățean al României reprezintă un semnal foarte clar că populația cu oarecare timiditate, dar unii din convingere, alții din rațiuni economice, optează pentru România. Și acest lucru ajută enorm pentru că, dincolo de instabilitatea politică și ce ține de securitate, pentru că să nu uităm, în Republica Moldova există prezență militară a Federației Ruse ilegală de peste 25 de ani și conflictul transnistrian rămâne o temă extrem de sensibilă. Cu toate astea, majoritatea populației începe să gândească din ce în ce mai pragmatic și eu sunt convins că la Chișinău, într-un an, doi, cel mult 4 ani de zile, există șansa să se creeze o majoritate care să voteze în Parlamentul de la Chișinău o declarație de unire a Republicii Moldova cu România,
și nu ne rămâne decât să adoptăm și noi o declarație similară, iar apoi guvernele celor două state să se așeze la masa negocierilor pentru a pregăti un proces de unificare. Acest lucru este posibil. Avem precedente în Europa de după cel de-al doilea război mondial. Cel mai cunoscut este cel al unificării Germaniei. Practic, pe 1 octombrie 1990 s-a unificat Germania. Pe 2 octombrie, cei din estul Germaniei au devenit automat cetățeni ai Uniunii Europene și partea NATO. Același lucru se va întâmpla și cu Republica Moldova. Problema este să conștientizăm ce responsabilități uriașe îi așteaptă pe decidenții de la București atunci când se va produce acest lucru. Pentru că în Republica Moldova, curentul de apropiere de România este din ce în ce mai mare, pentru că până de curând existau doar două opțiuni: integrarea Uniunii Europeană sau o apropiere cât mai largă de Federația Rusă. Acum există cea de-a treia opțiune pe care cetățenii o îmbrățișează tot mai mult. În clipa de față este de 35%, în urmă cu 10 ani de zile era de 4%. Deci sunt convins că viața îi împinge pe românii de dincolo de Prut spre această opțiune sigură, reunificarea. Și noi am înțeles această miză și milităm deschis pentru reîntregirea României. Până la urmă, PMP este sau nu în opoziție față de PSD-ALDE? Partidul Mișcarea Populară este un partid de opoziție. În Parlament facem alături de celelalte partide o opoziție la baionetă față de PSD, PSD-ALDE. Considerăm că multe măsuri pe care le-au luat sunt un adevărat dezastru și pentru economie și pentru democrația românească. Mai departe, ieri, pe repede înainte, s-au votat modificările la codul de procedură penală. O lege Cu extrem de mare tamtam, importantă, din câte am cu văzut. mare tamtam, dar aici vreau să fiu foarte clar. În mod clar, lucrurile care s-au dovedit a fi corectate de Curtea Constituțională sau care trebuie puse în acord cu deciziile sau directivele Uniunii Europene, trebuie corectate cu multă maturitate. Însă, toată această grabă trezește neliniște în sânul populației. Cred că dacă nu era nimic de ascuns, puteam avea sesiune extraordinară la Parlament și în luna iulie și în luna august, tocmai pentru a asigura populația de bună credință. Ori toată această grabă pe mine mă îngrijorează profund, Are legătură pentru că și cu sentința așteptată de Liviu Dragnea în dosarul său? Credeți că această grabă? mi-ar plăcea să cred că nu. Mi-ar plăcea să cred. Însă nu fac parte din categoria politicienilor care spun se întâmplă una pentru că urmează altceva. Mi-ar plăcea să cred că nu. Dar faptul că lucrurile s-au desfășurat cu asemenea rapiditate, în disprețul instituției Parlamentului, nu poți să vii să arunci pe masă 370 de pagini de amendamente și în 2 minute să-mi cer să le votez, în condițiile în care nu am timp suficient pentru a le lectura măcar o singură dată, nu mai spun să am o evaluare juridică corectă și așa mai departe. Ori toată această grabă arată spaimă și acest lucru trebuie sancționat. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt extrem de limpezi. PMP-ul este în opoziție cu actuala majoritate. Știu unde vreți să puneți accentul și La majoritățile formate cu PSD-ALDE în consilii județene. așa este. Există câteva situații în care avem colegi care au obținut niște poziții de demnitari în diferite consilii județene, nu foarte mulți. Am ajuns în situația asta de un motiv foarte simplu. În 2016, după alegerile locale, PMP, prin vocea președintelui Băsescu, și-a dorit să aibă un protocol cu Partidul Național Liberal pentru a forma împreună, într-un cadru instituțional, majorități peste tot în țară.
Doamna Gorghiu, de atunci, lidera PNL, a refuzat un asemenea demers, motiv pentru care partidul a luat o decizie pragmatică, și anume le-a permis tuturor organizațiilor să își fructifice voturile în funcție de conjunctura locală. Și nu s-au creat alianțe, ci s-au creat niște majorități. Cele mai multe dintre ele în întreaga țară sunt făcute cu PNL, unde avem viceprimar și la Suceava și la Brașov și în Piatra Neamț și multe alte. Ilfovul, de exemplu, la Consiliul Județean Ilfov, PMP-ul are doi vicepreședinți împreună cu domnul Petrache. Deci am încercat să ne fructificăm voturile în funcție de flexibilitatea negocierilor, pentru că PNL-ul nu a vrut, de exemplu, atunci să creeze majorități nici la Timișoara, nici în alte județe din țară. Și am obținut niște funcții. Sunt câteva, două, trei județe unde s-au creat aceste majorități de conjunctură, dar asta nu înseamnă că PMP-ul este o anexă a PSD-ului. Pot să vă confirm cu toată răspunderea că sunt mult mai multe asemenea majorități create între PNL și PSD, de exemplu. Dar pentru că este partidul lui Traian Băsescu, este foarte vizibil orice chestiune care a fost negociată într-o comună sau într-o localitate la nivel local între consilierii noștri și unii din majoritate. Nu spun că e un lucru bun. Le voi analiza pe fiecare în parte, dar am vrut să am o explicație cât se poate de deschisă și de clară în legătură cu anumite lucruri care s-au speculat mult mai mult în spațiu public decât s-au discutat în organizațiile noastre, de exemplu. Aveți de gând să luați anumite decizii în privința acestor majorități formate cu PSD-ALDE? Linia noastră este clară. Un partid de opoziție trebuie să fie în opoziție totală. Și la momentul oportun vom tranșa inclusiv și situația din cele două, trei organizații din țară, unde, repet, într-un context, într-o conjunctură în care PNL-ul pur și simplu a închis ușa în nas PMP-ului, noi am înțeles fiecare pas pe care organizațiile noastre locale l-au făcut, în condițiile în care, repet, în situații similare, sunt infinit mai multe cazurile între PNL și PSD, de exemplu, și nimeni nu a făcut caz din asta. Și nu spun că e un lucru bun, repet. Spun doar că am o explicație politică cât se poate de clară și eu voi analiza cu maximă seriozitate fiecare situație în parte. De altfel, noi am și discutat în interiorul partidului de mai multe ori acest subiect. Aș vrea să discutăm puțin și despre plecările din PMP din ultima perioadă. Am văzut Spre către trădări. PSD și către PNL, domnul europarlamentar Siegfried Mureșan. Acum, care considerați dumneavoastră că a fost principala cauză a acestor plecări? Care a fost punctul nemulțumirilor, să spun așa? Deci sunt două subiecte diferite. Domnul Mureșan nu a dat o explicație convingătoare din punctul meu de vedere până la ora actuală. A decis că e mai bine să se implice în viața politică a unui partid mai mare și asta a fost ceea ce a și spus atunci când a plecat din PMP. Mie îmi pare foarte rău că a luat această decizie pentru că sunt convins că pentru politicienii din generația noastră, este bine să fii consecvent, chiar și atunci când lucrurile nu stau spectaculos. Dar eu sunt convins că Partidul Mișcarea Populară va intra în Parlamentul European anul viitor, așa cum a intrat și în urmă cu 4 ani de zile, pentru că avem un electorat extrem de fidel PMP-ului. Acest electorat ne-a ajutat să intrăm și în Parlamentul României și sunt convins că noi vom reuși să îi convingem pe oamenii noștri că merită să ne acorde încrederea mai departe. Pe de altă parte, presați de aceste alegeri desfășurate în lanț după ce ne-am creat, alegerile europarlamentare, prezidențiale, locale, parlamentare, nu ne-au permis să ne dezvoltăm o infrastructură cât de cât de solidă din punct de vedere organizatoric. Și am luat o
o decizie pripită atunci când am făcut fuziunea cu cei de la UNEPR. Mulți dintre colegii care au venit, nu toți, vreau să fiu foarte clar, nu toți, dar cei mai mulți dintre liderii UNEPR au avut o abordare incorrectă în relația cu PMP-ul, pe alocuri josnică. De ce plecat imediat. Asta, josnică? Josnică pentru că au crezut că pot veni într-un partid nou, unde au fost primiți cu onestitate și să aducă năravuri proaste. Acelor colegi le-am tăiat pofta de a aduce toate aceste metehne din prima clipă. De altfel, unii au și plecat înainte de a candida. Ulterior, după ce au intrat în Parlament, dintr-o dată și-au adus aminte de origini. Și la primul apel al lui Liviu Dragnea au și plecat la PSD. Aici lucrurile sunt foarte limpezi și clare. E o eroare, e o lecție pentru orice partid nou că mai bine intri în luptă cu oamenii și oastea pe care o ai, decât să aduci oameni dispuși oricând să te trădeze. Și asta se simte și doare mult atunci când ajungi în momente de decizie importantă, decizie politică. Și asta s-a întâmplat în PMP. O parte dintre colegii care au provenit din UNEPR au plecat și au vândut partidul pe 30 de arginți. Un lucru condamnabil și care, repet, pe mine mă convinge tot mai mult că nu merită să facem asemenea înțelegeri de conjunctură pentru că le produc mai mult rău în timp pentru un partid politic care vrea să fie sănătos, un partid popular cum este PMP-ul. Tocmai de aceea au o explicație toate aceste trădări din ultima perioadă, într-o perioadă în care viața politică este în plină fierbere în toate partidele. Vedem că pleacă oameni de la partidele aflate la guvernare. Din PSD, din ALDE pleacă oameni. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e o surpriză pentru noi că oameni slabi de îngeri aleg calea cea mai ușoară de a își căuta o umbrelă politică mai sigură. Și asta ține de caracter. Dumneavoastră, ce aveți de gând să faceți pentru a preveni aceste trădări, ca să vă citez? Păi, am luat măsurile care se impun până la ora actuală. Eu sunt convins că, și sper să nu se mai întâmple lucrurile astea, oamenii care au venit în acest partid, care muncesc de ani de zile, care au organizații, care și-au legat un atașament față de oamenii pe care îi conduc, nu au niciun motiv să plece din PMP și acest lucru este cât se poate de clar. Cei care au venit fără nimic și soarta le-a scos în cale un mandat de parlamentar, au și plecat fără nimic. Sunt convins că aceste plecări nu se vor mai întâmpla. Și dacă va mai exista vreo situație în care cineva își dorește un alt destin, nu vom mai aștepta noi să adopte persoana respectivă o decizie sau alta, vom lua noi măsura înainte. Dumneavoastră ați discutat cu cei care au plecat din PMP înainte ca ei să plece? Ați avut o discuție înainte sau pur și simplu ați aflat după ce au demisionat din PMP? Cei mai mulți au comportament de lași. Nu au discutat. Deci n-au avut curaj să vină să spună: dragi colegi din PMP, vă mulțumim că ne-ați dat un mandat, dar noi v-am luat voturile și am plecat la PSD. Nu. Există în viața politică românească și oameni care nu au curajul să vorbească decât în fața oglinzii și nu pot purta o discuție cu partidul care le-a dat mandatul. Deci sunt chestiuni care, repet, țin și de calitatea oamenilor, dar din punct de vedere politic lucrurile sunt clare. Profitorii de meserie sau trădătorii de meserie și-au făcut numărul, partidul se așează pe o linie care ne va permite să privim cu mult mai mult optimism spre viitor. Sigur că asta depinde și de mine și de echipa pe care o reprezint și suntem conștienți cu toții de misiunea pe care ne-am asumat-o.
Mâine, 20 iunie, se anunță a fi o zi tensionată. PNL va depune moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. Care este poziția Partidului Mișcarea Populară pe acest subiect? Concret, veți susține această moțiune? Vreau să fiu clar și corect înțeles. Cred că guvernul Dăncilă este cel mai slab guvern pe care România l-a avut din 90 până în prezent. Cu oameni nepregătiți, cu oameni incapabili să conducă, cu oameni incapabili să ia decizii și cred că acest guvern trebuie să plece. Mi-aș dori însă ca inițiatorii moțiunii să analizeze cu multă maturitate demersul pe care îl fac. Pentru că dacă va fi un simplu exercițiu de imagine, atunci cetățenii care susțin forțele anti-PSD vor fi extrem de dezamăgiți de incapacitatea partidelor care își asumă această luptă de a genera un număr suficient de mare de voturi care să pună în pericol real guvernarea. Ori dacă vom merge, noi PMP-ul vom susține pentru că tradițional susținem orice demers al opoziției îndreptat împotriva actualei majorități, mai ales când e vorba de moțiune. Însă, dacă diferența va fi foarte mare, atunci nu va mai fi vina noastră sau a celorlalți care susțin acest demers, ci va fi responsabilitatea partidului care a inițiat moțiunea de cenzură. Deci, din punct de vedere politic, cred că lucrurile nu trebuie să rămână la un simplu exercițiu de imagine, pentru că noi am avut o situație care a rămas fără nicio explicație până la această oră, când într-un an și jumătate președintele Iohannis a numit fără să clipească trei premieri de la PSD. Este o chestiune care ține de erorile pe care le pot face decidenții în viața politică. Și a fost o eroare uriașă, pentru că dacă prima dată PSD-ul putea justifica prima moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, dărâmarea guvernului Tudose arăta niște limite reale pe care le are partidul de guvernare și președintele avea toate argumentele din lume să pună presiunea necesară pe actuala majoritate și să încerce să creeze o altă majoritate sau să propună un premier care să răspundă așteptărilor minime ce țin de fișa postului de premier. Ori, din punctul meu de vedere, în egală măsură, responsabilitatea pică și pe președintele Iohannis, nu doar pe Liviu Dragnea în ceea ce privește dezastrul în care ne aflăm la ora actuală. Deci să înțeleg că PMP va susține moțiunea de cenzură a liberalilor. O vom vota, dar sper să nu rămână doar un simplu exercițiu de imagine pentru PNL. Ce șanse credeți că are această moțiune? Mi-este greu să-mi dau seama dacă există șanse să treacă dintr-un motiv foarte simplu, pentru că pentru a reuși să strângi un număr necesar de semnături și de voturi, trebuie să convingi atât UDMR-ul, cât și parte din parlamentarii puterii. Știu că sunt mulți în PSD nemulțumiți, dar în același timp sunt în egală măsură conștienți că odată ce pleacă mediocritatea Dăncilă de la guvern, nu sunt sigur dacă președintele va mai numi un premier tot din rândul PSD. Tocmai de aceea nu cred că vor vota această moțiune de cenzură. Deci asta este evaluarea mea proprie. Mi-aș dori ca guvernul Dăncilă să plece acasă și sper ca cei care și-au asumat acest demers să cântărească foarte bine ce câștigă opoziția din această bătălie și care sunt pierderile pe termen mediu și pe termen lung. Pentru că odată descurajată populația, există acest sentiment de nesiguranță și de incapacitate de a genera schimbare prin asemenea demonstrații democratice. Că tot ați amintit acum de președintele Klaus Iohannis, am văzut că acesta se află într-un război deschis, să spun așa, cu PSD-ul, iar mărul discordiei este nimeni când nu altul e în decât vacanță. doamna Chioveși.
Când nu e în vacanță, se află în război. Așa este. De ce credeți că va decide președintele Klaus Iohannis în ceea ce privește pe șefa DNA? Cred că președintele este pus la ora actuală într-o situație extrem de delicată. În primul rând pentru că... Trebuie să respecte Constituția. Ca garant al Constituției, ești pus în situația de a respecta orice decizie a justiției. Pe de altă parte, decizia curții care privește acest subiect mai produce o nenorocire și anume îl transformă pe președintele României într-un subordonat al ministrului justiției. O chestiune care schimbă fundamental arhitectura instituției prezidențiale. Deci nu ține doar de o schimbă sau nu pe Chioveși, ci demersul pe care urmează să-l facă vizează o bună parte din tot ceea ce ține de independența justiției. Nu poți să dai o decizie prin care să schimbi practic conținutul Constituției, pentru că în Constituție se spune foarte limpede, procurorii sunt sub autoritatea ministrului justiției, nu în coordonare. Deci a fi în subordinea ministrului justiției deja e un act care ține de imixtiune și toată această chestiune sunt convins că este intens abordată în aceste zile de delegația Comisiei de la Veneția, care se află de mai multe zile la București. Toată această grabă cu care se modifică legile justiției și implicit codul de procedură penală arată că în sânul majorității există o agendă foarte bine stabilită. Eu îmi aduc aminte că și atunci când au fost modificate codurile și codul de procedură penală și celelalte legi, toate s-au desfășurat tot așa. Pe principiu trebuie să le adoptăm cât mai rapid și le-au produs erori mari. Nu poate nimeni să-mi garanteze mie că toată această grabă nu poate la rândul produce erori care până la urmă se pot regăsi în sentințe și lucruri care pun în dificultate viața oamenilor. Deci e o temă extrem de sensibilă și toată această grabă trezește o anumită furie în rândul populației justificată. Și nu poate nimeni să mă convingă că nu stau lucrurile așa. Atât timp cât, repet, ieri, pur și simplu, am fost obligați în termen de câteva ore să votăm articole pe care, repet, nu aveai timp pur și simplu să le lecturezi, nu mai spun să le analizezi sau să le judeci cu luciditate în ceea ce privește efectul lor prin modificările care s-au produs. Deci sunt foarte multe chestiuni care rămân în continuare și discutabile și mie îmi pare rău că noi ca națiune și în mod special în viața politică nu avem maturitatea necesară în a schimba lucrurile cu un anumit echilibru. Ci ne scaldăm dintr-o extremă în alta. Unii spun nu e bine, alții spun ba da, așa cum decidem noi este bine. E nevoie în situații limită să existe un echilibru și acest echilibru trebuia să-l aibă președintele care, din păcate, este tot mai absent și incapabil să miște lucrurile înainte. Faptul că a făcut o mutare prin propunerea unui PSD-ist în fruntea Serviciului de Informații Externe nu arată decât că încearcă să ajungă la un fel de blat între Cotroceni și PSD, lucru care arată niște limite pe care le are președintele la ora actuală. Riscă președintele Iohannis o suspendare? Am văzut scenariul acesta tot mai vehiculat printre social-democrați. Eu nu cred că președintele va fi suspendat. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că aparențele înșală. Deși vrea să pară că este într-un război continuu cu PSD-ul, faptul că le-a numit 3 premieri fără să clipească și mai mult decât atât, în plin scandal, vine cu o propunere surpriză, și anume domnul Vlase, director la
Serviciul de Informații Externe, în condiții în care această instituție importantă nu are de peste un an de zile director, arată că încearcă în subteranele politice să ajungă la o înțelegere. Care ar fi scopul acestei înțelegeri? Trag de timp, încearcă să ajungă la la un compromis cu privire la demiterea doamnei Chiove și sunt mai multe teme care sunt arzătoare și, în mod clar, la ora actuală, este pus în situația de a lua decizii prin care trebuie să demonstreze dacă este șef al statului sau este un politician, la fel ca și domnul Dragnea. Pe final, aș vrea să lămurim un aspect. Acum câteva zile, domnul Gelu Vișan a susținut într-o postare pe pagina sa de Facebook... Cine e Vișan? ...că dumneavoastră ați fi ofițer acolo. Cine e Vișan? Fost membru al Partidului Mișcarea Populară. Doamnă, eu la oameni care debitează prostii nu vreau să le răspund. Domnul Da, de ce credeți că a lansat această ipoteză în spațiu? Păi puteți să-l întrebați pe el, dar eu cred că există niște limite în orice chestiune ce ține de dezbaterea publică, inclusiv cu privire, că așa pot să spun și eu, despre dumneavoastră că sunteți acoperit, că așa cred eu, sau despre oricine din spațiul public. Faptul că am fost coleg cu distinsul domn, cu care am lucrat o perioadă lungă de timp, l-am pus pe liste, eu l-am pus pe liste să candideze. A luat un 2%, asta e altă problemă. Faptul că n-a fost în stare să-și pună oameni pe liste, acolo unde era el președinte la Dolj, că singurul județ unde PMP n-a avut candidat la locale a fost județul Dolj și municipiul Craiova, că Vișan n-a fost în stare să strângă semnături. Deci, iar dintr-o dată, acum când are o problemă cu organizația lui locală, că nu eu am o problemă cu el, că nu am avut. Pe mine nu m-a interesat și niciodată nu am încercat să le imprim oamenilor un mod de gândire. Într-un partid politic sunt oameni cu opinii și opinii, cu viziuni diferite. Pe mine m-a interesat să știu că există oameni capabili să muncească într-o structură sau alta. El nu le are cu munca de partid. I-a plăcut mai mult să stea pe la televizor. Este opțiunea lui, dar toate aceste prostii pe care le debitează arată că este un om limitat. Un om care atunci când se mulțumea cu puținul pe care partidul pe care îl reprezintă astăzi le oferea, era mulțumit. Acum când nu mai e la noi, poate să spun despre oricine, orice prostie. Deci, a lansat această informație sau dintr-o frustrare personală, credeți? Îi recomand un control la doctor, e cel mai bine. Pentru că altă explicație nu am. Deci un om care este de bună credință și nu inventează prostii, are niște limite. Oamenii care se scaldă în tot felul de acuzații, la care, repet, eu nu vreau să intru într-o polemică, pentru că pentru mine este un om atât și atât. Dumneavoastră spuneați că l-ați ajutat. Acum în ce relație mai sunteți cu dânsul? Nu am mai comunicat de un an de zile, pentru că nu m-a mai interesat el ca cetățean în sine. Nu am mai avut niciun fel de interacțiune și cu asta, repet, nu e un subiect care să mă pasioneze să discut cu oameni care au plecat din partid. Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că consider că orice prostie pe care o debitează, sunt lucruri spuse așa din puțul gândirii, din dorința de a ieși în evidență. Ori, pentru mine, lucrurile sunt destul de clare. Nu am timp de așa ceva, am alte priorități, iar deci nu cei este care adevărat să... ce spune, ca să conchidem. Ce să fie adevărat? Nu ați fost ofițer acoperit. Ce deci înseamnă? Așa spune. Doamnă, nici măcar nu știu ce înseamnă ofițer acoperit. Da? Iar dacă tot felul de băgători în seamă vor veni zi de zi și vor spune tot felul de prostii, n-am de gând să intru în logica asta. Pur și simplu, mi se pare de o josnicie ieșită din comun. A stat câțiva ani de zile lângă mine
N-avea nicio problemă. Dintr-o dată, când s-a certat cu câțiva colegi din organizația lui care l-au și executat, brusc s-a trezit să plimbe povești. Deci lucrurile sunt limpezi, clare, nu mă interesează prostiile pe care le spun unii și alții în spațiu public, pentru că sunt dincolo de real. Sunt pur și simplu niște prostii inventate. Domnule Tomac, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Și eu vă mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem cât mai curând. Mulțumim!